Pasiunea pentru arme se dezvoltă cel mai mult în copilărie, este combinată cu o pasiune pentru istorie și faptul că un copil se joacă în jurul cartierului cu pistoale, cu apă, cu bile, cu... Da. Asta îi dezvoltă o plăcere pentru armament în sine. Deci la mine așa a pornit totul. În momentul de față, ce colecție aveți? Eu sunt secretarul general al Asociației Naționale a Colecționarilor de Arme. Este cea mai mare asociație națională, cu peste 1000 de membri. Și armele nu sunt arme... Armele nu pot să spui că sunt arme de colecție sau... Armele au multiple destinații, numai că colecționarii sunt cei care au plăcerea de a deține mai multe obiecte, mai multe exemplare din diferite modele. Cea mai veche armă din colecție? Cea mai veche armă a mea originală din colecție este din 1852 și am o replică de pistol cu cremene din 1725, dar este replică. Cea mai veche originală este 1852. Este scumpă această pasiune? Deci armele sunt atât de diverse, reprezintă evoluția omenirii, din punct de vedere tehnic, sunt strâns legate de evoluția omenirii. Armele pot fi foarte scumpe sau pot să fie accesibile. N-aș putea spune, îmi plac și arme ieftin de pentru... accesibile de cumpărat. Aceasta din mână nu este o armă accesibilă, este o armă scumpă, să spunem. Se duce așa cum este 4.000 de euro, să spun. Dar încet, încet îți cumpere o armă, îți place, cumpere alta, e o zicală. Diferența între copil și adult este prețul jucăriilor. Am înțeles. Vă mulțumesc mult.